Guvernul și Ministerul Energiei va investi în complexul energetic Hunedoara. Este declarația premierului României pe care acesta a făcut-o azi la Deva în cadrul unei vizite la termocentrala Mintia alături de președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. De altfel, cei doi au reiterat importanța cărbunilor și a energiei produse aici și au vorbit despre mineri și energeticieni. Complexul energetic Hunedoara, Mintia și celelalte grupuri de aici reprezintă obiective strategice pentru sistemul energetic național, deci nu putem să fim de acord acest furnizor de energie electrică să se lichideze sau să intre într-un proces de închidere. Pentru noi, pentru România, aceste obiective sunt foarte importante. Sigur că guvernul va include CEHU în strategia energetică națională. Minerii lucrează în condiții grele și asta au constatat guvernanții actuali, care spun că aduc bani în Valea Jiului pentru ca energia produsă pe bază de huilă să fie rentabilizată. Cine nu înțelege, la nivel de Ministerul Energiei și la nivel de guvern, că tot ce înseamnă complexul energetic Hunedoara, ce înseamnă complexul energetic Oltenia, mineritul și, evident, producerea energiei electrice pe bază de grupuri pe cărbune, va trebui să-și caute un alt loc de muncă, în condițiile în care guvernul este determinat și coaliția de guvernare să investească bani în minerit, fiindcă nu putem vorbi de centrala de la Mintia fără cărbunele de pe Valea Jiului, care acum se produce puțin și cu costuri foarte mari. Tehnologia fiind de acum 50 de ani, este evident că nu putem vorbi de competitivitate. Dar suntem dispuși să investim în retehnologizare, în siguranța muncii și să fie un element, un pilon de bază în strategia de securitate energetică a României. Cine nu înțelege, repet, va trebui să-și caute un alt loc de muncă. Deciziile guvernanților vin după ce în Valea Jiului, în decursul unei singure luni, au avut loc două tragedii care au adus membrii guvernului aici. Nu vrem ca din două în două săptămâni să trimitem elicoptere pe Valea Jiului, să mai scoatem câte un om, doi după mine să ducem la spitale la București și nici aici să avem incidente. Face parte din strategia generală. Toate deciziile ce vor fi luate pentru complexul energetic Hunedoara fac parte din strategia națională și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a spus la Deva că dezvoltarea cuprinde investiții în acest sector. Abordarea noastră nu este una contabilă, este o abordare de securitate națională în domeniul energetic. Asta înseamnă strategia de investiții și de dezvoltare a acestui complex. Noaptea, vizibilitatea este redusă, iar ultimele accidente mortale din Petroșani i-au făcut pe angajații primăriei să ia decizia de a reabilita complet iluminatul public. Pentru asta, Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, spune că are în plan accesarea unor fonduri europene, dar că, până ce acestea vor sosi, iluminatul va fi suplimentat, mai ales în zonele în care există trecerile de pietoni. Asta după ce șoseaua de centură a fost total reabilitată și redată circulației și există pericolul ca șoferii să calce mai mult pedala de accelerație. Vrem să accesăm fonduri europene pentru eficientizarea iluminatului public și dacă vom reuși, atunci tot orașul va fi înlocuit iluminatul public. Dacă nu, cu siguranță pe șoseaua de centură vom schimba iluminatul public. Mai mult, la fiecare trecere de pietoni va fi suplimentat numărul de becuri existente pentru ca, pe lângă marcajele cu lumini de pe șosea, șoferii să vadă de la distanță aceste marcaje prin care trec pietonii. Am mai luat și o altă măsură suplimentară. La toate trecerile de pietoni de pe șoseaua de centură vor fi montate reflectoare pe LED-uri cu spot luminos mult mai intens pe suprafața trecerilor de pietoni. Două accidente mortale s-au petrecut în acest an la Petroșani, unul în zona Petroșani Nord, iar cel de-al doilea pe o trecere de pietoni aflată în zona cartierului Aeroport, pe drumul național ce traversează orașul, în zona minei Livezeni, iar șoferii s-au plâns în repetate rânduri că vizibilitatea pe timp de noapte nu este corespunzătoare, iar iluminatul necesită îmbunătățiri. De joi și până duminică, la intrarea în Petrila va fi un târg de produse tradiționale. Totul este organizat de primărie și locația aleasă a fost în zona din fața casei de cultură din localitatea de pe Jiul de Est, fără ca, de această dată, să mai fie deviată circulația pe strada principală. Primarul Vasilică Jurca spune că târgul se adresează tuturor, acum la final de toamnă. Începând de astăzi, până duminică, vor fi organizate zile recolte în fața casei de cultură din Petrila. Am invitat acolo producători din Valea Jiului și din toată țara, pot să spun. Producători de produse agricole,
producători de struguri, de carne. Am vrut să le dăm posibilitatea petrilenilor să își poată cumpăra produse direct de la producători. Inițial am vrut să ne organizăm pe strada Minei, dar ne-am dat seama că, în primul rând, blocăm circulația în zonă și, în al doilea rând, aveam posibilitatea pentru a branșa la curent corturile cu care vin producătorii. Și atunci am ales această zonă, am amânat piața de vineri care e organizată săptămânal acolo și va fi acest târg de produse agricole și... Târgul va aduce, așa cum a fost și la Petroșani și la Vulcan, producători din toate zonele țării. Ei vin cu produse din carne, lapte și panificație, cu legume pentru murături și fructe pentru dulcețuri, dar, desigur, nu va lipsi nici muzica și voia bună. Vor eliminarea pierderilor, iar apometrele din locuințele oamenilor trebuie verificate. Asta spun cei din conducerea societății care distribuie apa în Valea Jiului, care au demarat, în această săptămână, o campanie de verificare a contoarelor individuale pentru apă. Potrivit unui comunicat remis presei, verificările sunt făcute pe aparate omologate, conform legilor în vigoare. În intervalele orare 8-12, când se pot duce aparatele la verificat, și 12-15, când se pot ridica, au prioritate contoarele de apă în regim de reclamație și cele aflate în proprietatea APASER Valea Jiului S.A. În conformitate cu hotărârea de guvern 1660/2005 privind aprobarea unor instrucțiuni de metrologie cu modificările și completările ulterioare, IML 305, articolul 12, aliniatul 2. Prezentarea la verificarea metrologică periodică constituie obligația persoanelor fizice sau juridice care, în calitate de proprietar, utilizează sau încredințează spre utilizare mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal. Proprietarul suportă cheltuielile aferente verificării metrologice periodice. Se arată în comunicatul APASERV. Costul pentru verificarea unui apometru este 25 de lei, respectiv 42,6 lei, în funcție de aparatul de măsură folosit.